Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene anime, jocuri, precum și alte chestii faine, de aceea puteți urpe două buton de like și pe cel de subscribe ca să distrugem împreună algoritmul YouTube-ului și să ajungem mai ușor la mai multe persoane. Toph este un personaj important în Avatar The Last Airbender, i-a făcut și apariția și în The Legend of Korra. Viața ei personală rămâne așa un mister, însă pentru cei care au văzut cele două serii, iar azi m-am gândit să dezbatem așa cu cine ar fi putut fi împreună Toph de-a lungul serii. Știm despre ea că a avut două fete cu doi bărbați diferiți, dar nu ni se spune nimic despre relațiile sale. De aceea putem să ne gândim chiar la unele dintre ele. Una dintre posibilele relații ale lui Toph este cea cu Zuko. Deși Zuko nu arată niciun fel de interes pentru Toph, Toph pare să aibă un crush așa pentru Zuko. Probabil că cei doi au devenit foarte buni prieteni de-a lungul seriei, slabe șanse să fi fost împreună totuși la un moment dat. Având în vedere relațiile care mai au loc așa prin Avatar, nu ar fi exclus ca Toph să fie ajuns la un moment dat împreună chiar cu Katara. Deși na, asta nu ar explica copiii, dar e posibil ca cele două să se fie apropiat mai mult. Pentru că, deși personalitățile lor erau destul de diferite așa, all in all, ele s-au înțeles foarte bine de-a lungul seriei. E posibil ca de la un punct așa să fie ajuns împreună. Deși și acest caz este... nu cred că ar fi fost... chiar cazul ăsta în Avatar, but still, este o posibilitate și asta. Satoru este un personaj cu care Toph chiar aproape ajunge să fie împreună. Acest personaj, Satoru, apare în comics și se pare că cele două personaje se plăceau foarte mult. Totuși, Toph își pierde respectul pentru el atunci când nu dorește să-și ajute unchiul. Nu ar fi exclus ca Toph să fi putut ajunge chiar împreună cu Aang la un moment dat și să fi format un cuplu, pentru că personalitățile lor, dacă să ne gândim, sunt cumva destul de se completează așa reciproc, adică în primul rând Toph fiind foarte așa directă și toate cele, e completată cumva de blândețea asta pe care o are Aang și cumva cred că s-ar fi înțeles destul de bine aceste două personaje. E, chestia asta ne este dată așa să vedem pe parcursul seriei, practic în The Last Airbender, că cele două personaje, deși inițial se urăsc și nu se plac și așa, ajung să se înțeleagă din ce în ce mai bine și din nou, ăsta este un alt lucru care poate fi spus despre acest personaj, anume că ar fi spus ca să fie ajuns la un moment dat chiar împreună cu Aang. Sokka probabil că este cel mai popular personaj cu care ar fi putut ajunge împreună Toph și sunt șanse destul de mari acest lucru chiar să se fi întâmplat. Deși nu ar fi avut o relație canon, adică ceea ce știm așa despre aceste personaje este că în mod oficial nu au ajuns împreună, e posibil totuși ca Sokka să fi fost unul dintre părinții copiilor lui Toph. Toph l-a plăcut mereu pe Sokka, aceștia având șanse foarte mari să fi ajuns împreună. Kanto este personajul cu care Toph a avut cu siguranță o relație, pentru că această informație este prezentată în serie. Toph chiar zice despre acesta că este tatăl uneia dintre fetele sale și că este o persoană de treabă. Toată situația este un secret all in all și nu ne sunt prezentate mai multe detalii despre acest lucru. Bine, mai există și posibilitatea ca Toph să nu fi avut efectiv nicio relație, adică să fi fost singură mai mereu. Efectiv, ea este un personaj destul de puternic și... adică ar fi făcut față cu ușurință singură situațiilor prin care a trecut așa de-a lungul seriei. Deci șanse mari ca acest lucru să fie real și șanse mari ca până la urmă ea chiar să nu fi avut vreo relație din asta stabilă așa pe ani întregi. Deci, na, chestiile astea sunt clare așa din punctul ăsta de vedere și asta este o posibilitate destul de mare așa ca să se fi întâmplat all in all cu acest personaj din Avatar. Cine credeți că a ajuns împreună Toph? Puteți să stau un comentariu mai jos și vă mai vorbi. Și bineînțeles, vă mulțumesc foarte mult că v-ați luat acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți un nou buton de like și de subscribe și clopoțel. Puteți veni și membrii acestui canal și eu vă mulțumesc enorm. Și ne mai zicem un alt clip pe acest canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi uimitoare continuare. Pa, pa!